Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Important de știut cum să pari mai deștept când porți o conversație. Ia spuneți-vă. Tăcerea ajută adesea. Cercetătorii de la Harvard, frate, au câteva sugestii, ceea ce m-a umplut de îngrijorare. Dacă și cercetătorii de la Harvard își pun întrebarea cum să pară ei mai deștepți, înseamnă că noi nu mai avem nicio speranță. E important, zic cercetătorii, ca în conversația respectivă să ceri sfatul interlocutorului. Adică mecanismul e următorul: dacă îl întreb pe omul respectiv el ce părere are sau cum ar face sau nu știu ce, interlocutorul tău se gândește, e deștept să-mi ceară sfatul pentru că eu sunt deștept. Ai înțeles? Nu. Deci, cum n-ai înțeles? Adică din moment ce eu îți cer ție sfatul, da, înseamnă că tu îți dai seama că în felul ăsta eu te consider pe tine deștept și mă valorizez și tu pe mine. Spui, el e deștept să-mi ceară mie sfatul, pentru că eu sunt deștept, da. Și e clar că nu e prost că se gândește să mă întrebe pe mine. Îi merge mintea. Îi merge mintea, da. De asemenea, e important să adresezi întrebări lămuritoare pentru mai multe lămuriri. Adică nu, să nu faci doar... Adică să întrebi, cum adică, da, da, cum se întâmplă asta? Dar ce părere ai? Aha, dar de ce crezi că, știi? Da. Da. Eu tot tac, a zis la început că dacă taci, uneori e mai bine. Da, cheia e să pui întrebări ce se nasc din răspunsurile interlocutorului. Dacă taci, ești hai cel mai înalt nivel. Da, plus că eu am senzația că pare așa, poate, știi, că te gândești la chestia, că te frământe chestia, da, și da, că o gândești într-un fel. Da, trebuie să pari, cum să spun, sincer interesat de ce îți spune interlocutorul. Vlad, dar de ce crezi că cercetătorii de la Harvard sunt atât de interesați de acest subiect? Practic, ei sunt interesați de acest subiect atât de mult, deoarece ei sunt plătiți pentru a fi interesați de subiecte complicate. Crezi că sunt plătiți bine? Ca să... Eu cred că sunt plătiți foarte bine. Cercetătorii de la Harvard întotdeauna sunt plătiți bine. Dar cine ar fi crezut că cercetătorii de la Harvard ar fi putut ajunge într-o astfel de situație? Dar oricine ar fi putut crede că ei ar putea ajunge într-o situație de acest gen? Însă concluziile lor sunt întotdeauna bine fundamentate sau... Sau... Așa, 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 depinde. Mai simțim și noi. Reține ce scrie la început, că și tăcerea poate fi un argument. Am tăcut, dar nu mai pot să tăc. Crezi că și alți cercetători din alte, de la alte universități ar putea să preia subiectul și să-l dezvolte mai departe? Cred că avem noi niște universități în anumite orașe unde se preiau ideile de la unii la ceilalți cu copy-paste. Uh-huh. Și se duc mai departe. Hă, ai văzut cât de departe se duc? Până sus de tot. Da, în contextul ăsta, crezi că tăcerea ar putea fi plagiată? Băi, ar trebui să fie plagiată. Adică, mă întreb, de ce nu plagiază mai mult tăcerea în anumite cercuri? Am văzut pe cineva care tace foarte mult și ar putea fi un exemplu. Vezi? Da. Însă, nu cred că la dânsul pare și... Adică, un timp am crezut. Cred că și tăcerea asta merge un timp. Un an, doi, trei, un mandat. Bă, dar deja pe la jumătatea celui de-al doilea mandat încep să spui niște întrebări. Mă, oare tace pentru că vorba e semn de inteligență sau... Tu ce crezi? Crezi că tace intenționat? Eu nu pot să... Crezi că tace... Eu cred că tace intens. Neintenționat. Tace agresiv uneori. Poate a fost subiect pentru cercetătorii de la Harvard. Crezi care... că a fost? Cred că poate fi subiect, dar nu știu exact pentru ce fel de cercetări. Ăsta vrea să fie președinte sau de ce tace? Luca? Eu cred că dânsul a avut acces mai devreme la studiul ăsta. Nu știu despre cine vorbim. Sigur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.